Biserica din Secuieni a fost din nou călcată de hoți. Preoții au anunțat furtul în Sabia la o săptămână de la producerea lui. Hoțul a spart cutia milei și a plecat cu vreo 30 de lei. Clopotarul e cel care a descoperit totul. A intrat pe geamul din holul bisericii. Noaptea la ora 12 fără 20. Eu când am văzut pe camera de luat de filmat, am văzut cum a venit acolo, s-a așezat la cutia milei și a început să... După care, să zicem că au văzut camera de filmat. Pentru că când au venit, au venit așa și când au plecat, s-au pus ceva, tricou pe față. Într-adevăr, camerele de supraveghere au surprins totul. Bărbatul e filmat când intră, când ia banii și apoi pleacă acoperindu-și fața. Vestea s-a răspândit și prin sat, iar oamenii spun că nu înțeleg cine ar putea fura din casa Domnului. Și nu doar o dată. Biserica a mai fost spartă și în trecut. Au mai fost, da, m-a mai venit și televiziunea. Dar ce credeți că îi împinge să spargă? Nu știu, dar de la biserică nu pot să iei niciun vârf de ac, că-i păcat mare. Polițiștii l-au prins pe hoț, însă n-au mai recuperat niciun leu. Banii i-a băut. Ca urmare a cercetărilor efectuate, polițiștii au depistat în scurt timp de la sesizare un tânăr de 23 de ani din comună bănuit de comiterea acestei fapte. S-a stabilit totodată că tânărul a cheltuit banii sustrași din cutia milei într-un bar din localitate. Acesta a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Polițiștii trebuie să afle dacă tânărul de 23 de ani are legătură și cu furturile din trecut.